Dragii noștri spectatori, ne aflăm într-un moment festiv, 15 ianuarie, ziua în care sărbătorim cu toții cultura națională. Chiar dacă, conform Constituției, accesul la cultură este garantat tuturor cetățenilor, aceasta este concentrată în marile centre urbane. Iar din păcate, în orașe precum Zalăul, simțim lipsa unui teatru, simțim lipsa unei filarmonici, a unei galerii de artă și a altor spații expoziționale. Și până de curând, am simțit lipsa unui cinematograf sau chiar a unei librării. Am fondat acum 5 ani Asociația Proteatru pentru a oferi publicului bucuria întâlnirii cu artă. Iar în acești ani ne-am bucurat de sute de momente și evenimente în ciuda lipsei infrastructurii culturale. Muncim să schimbăm acest lucru și să oferim cadre în care aceste întâlniri să aibă loc cât mai des. Motiv pentru care mă bucur să anunț deschiderea singurei galerii de artă plastică contemporană din Zalău. Moara cu imagini. Un spațiu care se amenajează cu ajutorul susținătorilor și prietenilor Proteatru. Își va deschide porțile în această vară, bineînțeles în cadrul celei de-a 7-a ediție a festivalului Curtea Artiștilor. Ne dorim să cunoaștem artiștii plastici din Zalău și nu numai. Motiv pentru care am creat o listă de înscrieri în baza de date din care vom selecta viitorii artiști care vor expune în cadrul acestei galerii. Vă puteți înscrie accesând linkul din descrierea acestui videoclip până în data de 15 februarie. În încheiere, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au susținut și susțin acest proiect, care reprezintă un pas din viitorul centru cultural pe care îl pregătim pentru comunitate. Iar spectatorilor aș dori să le spun că așteptăm cu nerăbdare să ne revedem în această vară la Curtea Artiștilor.